Hei, salutare tuturor, bine m-am regăsit la un nou videoclip. Suntem la Porumbei. O să vă arăt aici câteva noutăți și o pierdere. Femela cucului de acolo mi-a mâncat o pisică. Nu știu din cum a reușit să o prindă, deși cred că știu, s-a dus să mănânce nisip lângă, pardon, lângă casă. Avem aici niște noutăți. La roșu avem, nu știu cât de bine se poate observa, doi puioți. La roșie, doi puioți și pe ea mi-a agățat oliu, din câte se poate vedea mai are. Vă arăt. Hai, mă focus, te rog. Așa. Mai are doar doi fulgi în coadă. Aici avem o roșie de la... Opa. Așa. O roșie de la tatăl meu. Am băgat-o cu roșul acesta. Intră la mine, zboară la mine. Și s-au împerecheat, s-au și călcat. Și-au luat și boxa asta, din câte îi vedeți. Aici la Viorie, o să fie mai grav, că e cam agresivă. Avem iarăși doi pui. Ah, ce m-a început. Aici la 11 și la Prinț avem două ouă. Aici la Roșie și la Cuc avem două ouă. Așa. Nu o să stau prea mult, fiindcă nu vreau să mi le spargă. Vioria asta cu... Nu-l văd. Cu Yeti de acolo de jos s-au călcat și ei. Negru cu Guta încă nu i-am văzut că se calcă, însă îi voi băga astăzi să se calce. Avem aici apă la ei, mâncare, și vedeți că încep să dea și pe jos și nu o să le mai pun până nu o să mănânce tot. Așa, văd că Prințul stă în cuibarul ăla, nu știu de ce, în box aia. Așa. Uitați, Negru cu Guta. Băi, o să închid boxele lor ca să nu vină alții să le ia. Și o să-i bag pe boxă. Asta știți că era femeia Vioriului, i-a furat-o Cucu, s-au împerecheat și văd că au și două paie acolo jos. Asta înseamnă că o să-mi iau. Și haideți să vă arăt și cotețul, pentru că după vom trece la compartimentul de iepuraș. Aici cotețul este gata. Aproape. Aproape gata. Așa. Mai am depus aici două dihnitori și pe acest perete. Vedeți, mai am aici 4 și trebuie să mai fac, cred că vreo 3 sau 4. Mâncătorul acela a făcut de mine, știți, bor mașina și cu șuruburile. Astăzi, zic că îmi filmez, este duminică și nu pot... Uitați un list. Nu știu dacă se vede prea bine pe filmare, fiindcă bate soarele și nu văd. Aici avem... Mamă, dar nimic nu se vede. Avem aici trapa și tunelul. Și o găină. Tunelul se deschide așa. Cuiul ăsta îl bag aici. Și... Asta îl sucesc așa. Și trapa vine așa ca să nu se atingă de aceste șuruburi. N-am găsit unele mai mici. Așa. Porumbelul vine pe aici. Aici o să fie trapa de la ceas. Așa. Iar asta este trapa porumbeilor. Se desface un pic mai greu. Da, și așa o să iasă porumbeii. Asta stă în jos. Aici va mai veni o policioară. Aici va veni o policioară cam de 20 ceva de centimetri. Na. Aici este dată gaură. Așa. O secundă să pun și cuiul la tunel. Gata. Să caut, cred că o să mă duc la un prieten cu flex și să-l tai cam așa, să îl pot lăsa ceva de genul, să nu mă deranjeze, fiindcă așa este cam lung și... Bine, în momentul nu o să mă deranjeze, însă să n-am probleme pe viitor. Aici o să bag Negru cu Guta, poate se vor călca și ei. Așa. A ieșit găina, a ieșit. Așa. A, sunt porumbei unui vecin. Ok.
Iar aici la iepuraș, să vi arăt așa un pic rapid, fiindcă vreau să vă și arăt ceva. Avem aici pe Mura. Sunt fără mănuși de data asta la ei. O iepuriță cam neastâmpărată, nu vrea să stea la muntă. O să vă arăt și mama, parcă, într-o secundă. Aici avem pe Sonia. Vedeți că am mai pus un pic greutate pe ea, fiindcă pe 25 trebuie să înfete. Să sperăm că va avea o fătare bună. Și că, și le-am pus aici niște castroane în acestea de tablă, prinse în șuruburi și aici la fel pentru apă. Văd că și-a făcut nevoie la colonie, însă o să le scot. Așa. Aici l-avem și pe Deluță. Nu știu să vi-l arăt, fiindcă stă în soare. Cred că așa e cel mai ok. Hai, tata! Hai! Și așteaptă femela, fiindcă am. Mi-a adus nașul, uitați că am un fir de păr pe nas. Mi-a adus nașul meu o femelă să-i o montez. I-am montat-o deja o dată. Asta parcă e mama murei mele. Nu știu sigur. Oba! Oricum e în călduri iepuraica. Și o să o mai băgăm o dată, sper să am timp să și filmez când o prinde. Dacă nu, asta este. Deci asta este iepuraica nașului meu, mi-a adus să o montez. Ce faci pe găină? Așa. Și hai să vedem dacă putem să filmăm în timp ce o montează Deluță. Revin imediat. Ok, am și revenit, hai să vedem. Ați văzut, a prins-o instant, știe Deluță să le dea. Hai, acum mă atacă pe mine ca să plec să-și revină iepuraica, o să o scoatem și o băgăm în 10 minute. Ok, am și scos-o de aici, de la Deluță. Este a doua muntă deja prinsă. Uitați-l cum se uită. Dai-mă, vagabondule, acolo, mă. Cred că o să iau și eu un pui din ea, ca să am pui din Deluță, în caz că Sonia mea nu fată. Însă să sperăm că va făta. Uitați-l cum stă când dă de gustul la femelă. Așa. Da, un mascul foarte, foarte bun de uriaș geroan. Nu prea s-a dezvoltat el cum trebuie. Adică ar fi trebuit să fie cam ca Sonia, așa. Însă oricum este un mascul foarte frumos. Aici această iepuriță. Nu știu cât de bine se vede pe filmare, fiindcă eu un telefon nu prea văd cine știe ce, fiindcă bate soarele. Opa. Așa. Hai să vedem. Așa, v-am zis, o mai lăsăm câteva minute, iar apoi o să o băgăm din nou. Aici l-avem pe Deluță. Are ceva, dar cred că e de la apă, sub gușă. Așa. Și cam hai că punem pe pauză și revenim când o să o băgăm și a treia oară. V-am zis, o dată am montat-o până acum. A fost a doua oară filmată și o să vă arăt și a treia oară. Când o băgăm aici la Deluță, să vedem dacă își face treaba până la capăt și a treia oară. Și o să încheiem și videoclipul. Hai să revenim cu încă o montă. Am revenit și cu ultima montă, hai să vedem. Și gata. Gata și ultima montă. Deluță. Ușor, tată. Da, vedeți cum face ca să plecăm și tocmai de-aia să scoate masculul. Ce tati? De-aia se scoate femeia la și ținută 10 minute afară, ca să se calmeze masculul, se calmeze și femeia. Da, cam atât a fost cu acest videoclip, v-am arătat și porumbei și o montă. Da, cam atât cu acest videoclip, ne vedem data viitoare, baftă!